Seara bună, dragilor! Așa cum am promis săptămâna trecută, continuăm dialogul nostru cu doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante, pentru că au rămas multe informații nespuse în emisiunea trecută atunci când am vorbit despre sănătatea digestivă. Astăzi vom vorbi despre optimizarea digestiei și controlul poftei de mâncare, având-o ca invitat pe doamna Maria Pop. Bună seara, stimată doamnă! Bună seara. Fiți binevenită la noi, la Doctorul Naturii. Mulțumesc. Să continuăm dialogul nostru interesant despre ce, cât de mult înseamnă sănătatea sistemului digestiv pentru om în general, pentru armonia și fizică și psihică și spirituală. Sănătatea tubului digestiv este foarte importantă. Este de multe ori se spune, suntem ceea ce mâncăm. Apoi să știți că nu întâmplător se spune, pentru că nutrienții din alimente sunt elementele constitutive ale celulelor, ale corpului nostru, ale felului cum suntem. Deci, toate celulele se regenerează într-un anumit timp. Ei, dar din ce se regenerează? Din ceea ce mâncăm. Pe suprafața tubului digestiv există niște celule imunitare. Ele, ce fac? Detectează toxinele din alimente. Dar ele sunt în relație, în colaborare cu sistemul limfatic, dar și cu creierul. De aceea, de uneori ne mirăm că imediat după ingerarea unor alimente, simțim o senzație de rău, de grață, chiar de vomă, chiar de diaree. Ei, de ce? Pentru că alimentele respective fie au fost încărcate cu o gamă mare de toxine, fie că au fost toxine de natură microbiană, cum este, de exemplu, salmonela. Deci, fie că poate fi vorba și de o intoleranță alimentară, deci sunt mai multe cauze, dar corpul nostru, vreau să spun, că prin intermediul creierului, care controlează totul, intervine uneori chiar imediat. De exemplu, în funcție de ceea ce mâncăm, motilitatea tubului digestiv poate să fie mai lentă, adică o digestie mai leneșă, o bilă leneșă, da, și această digestie este cu tendință spre constipație, spre retenția de toxine în corpul nostru, dar poate să devină și o motilitate accelerată, exagerată, care la fel nu-i bună, pentru că nu se absorb nutrienții necesari sau duce spre diaree. Da, citeam și eu că digestia se produce în interval de la 32 până la 40 și ceva de ore și că resturile acestea atât de nocive pot să rămână în organismul omului chiar câteva zile, chiar 5 zile. Păi știți că dacă resturile sau toxinele rămân, ele se pot reabsorbi în circuitul sângelui. Și nu știi de ce ți-e rău. Exact. De aceea este important să ne eliminăm conținutul intestinal în fiecare zi. Nu întâmplător se spune că nu este bună constipația. Și normal, tot aceasta este și o cauză pentru îngrășare, pentru dacă nu se elimină sau se depune în loc ca substanțele energetice să ne elibereze nouă energia de care avem nevoie, ele se depun sub formă de țesut adipos și sigur că ne îngrășăm. Dacă ne gândim la ora actuală cum este alimentația, atât de fiind procesată, ne gândim și cât de stresați suntem, că și stresul este excesiv, extraordinar. Consumul de tot felul de toxine, de alcool, de tutun, de câte mai medicamentele pe care le luăm, carnea, mâncăm foarte multă carne și produse lactate care conțin proteine foarte concentrate. Și care durează mult până când se prelucrează, exact, și se procesează. Exact, da? Exact. Și de aceea, bun înțeles că pentru acest lucru noi avem nevoie de enzime digestive care descompun moleculele mari, moleculele mai mici, până la aminoacizi și peptide care vor traversa intestinul subțire. Și dacă nu, scuzați-mă că vă întrerup, și nu degeaba se spune că alimentele astea mai grele să le mănânci în prima parte a zilei și seara, dacă se poate, să ai o alimentație ușoară, cu alimente care se digeră mult mai ușor.
Păi sigur că da. Digestia proteinelor durează 3, 4 până la și 6 ore. Pe când digestia unor sucuri naturale, unei salate de legume și fructe durează de la 20 de minute până la o jumătate de oră sau 40 de minute. De aceea se spune că să luăm înainte ceea ce este pe bază de fructe și legume, dar la fel și carbohidrații. Și noi ne-am obișnuit să mâncăm fructele la finalul mesei. Tocmai invers. Exact și invers. Și atunci da. Ne mirăm de ce avem fermentații intestinare, de ce ne balonăm, pentru că ele stau la sfârșit, proteinele nu s-au digerat și atunci ce fac dulciurile acele, carbohidrații? Fermentează, exact, da. Vorbim despre optimizarea digestiei și dacă ne gândim că în timpul vieții un om cu o greutate normală consumă cam 50 de tone de alimente și lichide trec prin organismul lui, ne dăm seama cât de important este să înțelegi ce se întâmplă în aparatul tău digestiv. Realitatea e că poate consumăm mai mult ca și mai cât mult trebuie, de atât, da. Și mâncăm și foarte concentrat și nu combinăm bine alimentele și ordinea în care le mâncăm nu este bună. Deci sunt mai mulți factori care concură. Acum, gândindu-ne că astăzi ne-am propus reglarea digestiei începând de la primul segment din cavitatea bucală, deci începând cu lipsa poftei de mâncare, inapetența, sau de ce nu, alte persoane pot să aibă prea poftă multă de mâncare poftă exagerată, de mâncare. Intră în cealaltă extremă, în bulimie. Și aceasta se întâmplă de obicei, e cauzată mai mult de stres, de anxietate, de depresie. Și atunci ce se întâmplă? Creșterea ponderabilității peste valorile normale. Orice mâncare luată în exces face ceva rău. Deci să avem grijă ce punem în farfurie, cât punem în farfurie, cum mâncăm din farfurie. Și pentru că am vorbit de lipsa poftei de mâncare, se întâmplă de foarte multe ori la copii, dar și la adulți, și la vârstnici. Și la vârstnici în special. Și da. Trebuie să știm ce facem noi pe cale naturală. Că să luăm un medicament, poate e mai simplu, dar nu e așa de eficient. Să ne gândim la plantele amare, plantele care conțin substanțe amare și taninuri, precum gențiana, anghinara, păpădia, pelinul. Așa, toate acestea stimulează pofta de mâncare. De exemplu, revin la gențiana. Cel mai mult noi folosim gențiana cea albastră, cu flori albastre, care este din plin în sfera noastră a României, și gențiana Asclepiadeea. Eu tot această gențiană o recomand mereu. Această gențiană, de fapt, e planta de bază care intră în componența substanțelor pentru poftă de mâncare, mai ales date copiilor. Conține o substanță numită amarogențina, care stimulează pofta de mâncare. Dar nu numai atât. Aceasta e la nivelul începutului digestiei. Ei, dar stimulează și secreția de către ficat a bilei, dar și eliminarea bilei în duoden, ceea ce are importanță pentru metabolismul lipidic, pentru topirea grăsimilor. Dar gândiți-vă că realizează un flux biliar foarte bun și atunci nu vor mai fi retenții în bilă de tot felul de nămoluri, de tot felul de toxine. În situația aceasta ajută și la eliminarea microbilor. De aceea se spune că gențiana are un rol antimicrobian foarte important, este eficientă chiar în eliminarea virusilor care produc hepatita A. Și cum o folosim? Sub formă de ceaiuri sau sunt și alte? Acum eu astăzi voi propune o combinație din mai multe plante, dar putem să folosim simplu din rădăcină de gențiană. Din rădăcina. Putem face un ceai, dar poate dacă e vorba să o folosim singură, mai bine ar fi să facem o tinctură concentrată sau să ne procurăm o tinctură de calitate și să luăm câteva picături, că într-adevăr e foarte amară. Dacă e copil, îl dăm într-o linguriță de mere de albină sau o bucățică de zahăr. Îi găsim o soluție prin care să o accepte. Depinde. Adulții nu au nicio problemă. O iau cu plăcere. Pentru că e amară, dar gustul e bun.
Da. Anghinarea, despre care tot am vorbit mai mult la normalizarea colesterolului. La fel, anghinarea conține substanța mare care stimulează pofta de mâncare, dar ajută preponderent eliminarea bilei în duoden și digestia grăsimilor. Anghinarea este specifică pentru regenerarea celulei hepatice și normalizarea colesterolului. De aceea, persoanele care au tendință spre colesterol ridicat ar fi foarte bine să facă din când în când câte un tratament cu anghinare. Colesterolul acesta ridicat este de multe ori, îl dobândești, dar de multe ori este și ereditar. Îl putem controla dacă este dacă îl moștenești? Știți cum e? Într-adevăr, marea parte de secreția colesterolului este o acțiune genetică, este dobândit. Dar totuși, chiar dacă până la 70%, să zicem, este dobândită această acțiune, 30% putem controla prin alimentație. Da, asta e foarte important. Dar 30% chiar e foarte mult pentru a ne regla secreția de colesterol sau... Chiar dacă folosim noi statine, putem folosi și naturale, dar chiar dacă folosim statine sintetice, folosim mai puține. Și atunci acțiunea de intoxicare a ficatului va fi mai redusă. Da, trăiască anghinarea. Da, trăiască anghinarea. Și revenim în continuare la ceea ce am spus, păpădia, planta care este cunoscută de toată lumea. Păpădia atât de frumos culege, adună toate toxinele din ficat împreună cu metalele grele, împreună cu alcaloizi, cu medicamente, toate foarte frumos le adună în vezica biliară pentru a le elimina în duoden și mai departe a fi îndepărtate. Deci, păpădia este și ea, aranjează și ea o curățire a ficatului, deci face fluxul biliar sau, cum spunem noi, funcția coleretic-colagenă. Dar păpădia înlătură retențiile de apă sau reglează metabolismul hidric, pentru că are foarte mult potasiu. Înlătură azotul, componenții azotați care au rol nociv pentru aparatul renal și care îi înlătură pe linie urinară. Deci, are o funcție de curățire a tubului digestiv și e stimulare și ce ați crede că păpădia are și funcție prebiotică, adică este hrană pentru microorganismele noastre din flora intestinală. Iar aceste principii amare, care am zis eu că în primul rând ne gândim la pofta de mâncare. Gândiți-vă că principiile acestea mare din plante stimulează, după cum am văzut, și secrețiile biliare, și secrețiile digestive, dar și secrețiile pancreatice. Deci toate secrețiile, de aceea se face o digestie mai bună. Pentru că știm că secrețiile biliare au mai mare importanță pentru metabolismul grăsimilor. Dar secrețiile care se fac la nivelul stomacului și intestinului acționează asupra celor trei categorii de substanțe, după cum și secrețiile pancreatice. Cum se întâlnesc acolo, enzime, toate hormone, se întâlnesc și să știți acidul, alcalinul, extraordinar. Toate și sunt cum știu într-o să se... armonie. Fiecare știe să-și facă treaba lui. Dacă noi mâncăm ceea ce trebuie, ne păstrăm echilibru, nu numai alimentar, ci și psihomental, pentru că este foarte importantă și partea noastră de coordonare și partea spirituală, la fel, e foarte importantă. Am primit de la vecina mea dulceață de păpădie. Foarte interesant. Uite că lumea o culege din curtea plină de păpădie, o culege și pentru ceaiuri, o culege și pentru altfel de alimente. Dar oare din ce a făcut dulceața de păpădie? De obicei oamenii din fac dulceața din floare. Din floare. Însă păpădia este și mai medicinală prin rădăcină și prin frunze, dar și floarea, chiar și tijele acele florale, constituie părți terapeutice. Eu mai culegeam flori de păpădie și făceam salat din păpădie. Foarte bine ați făcut. Important e ca păpădia să fie recoltată din zone curate.
Asta e cel mai din important. curte o luam. Era Din primăvara, curte, poate nu-i nu-mi chiar așa plăcea de puful de păpădie recomandat, după dar... ce ajungea la maturitate, dar... Păi să știți că dulceața a făcut-o din flori înainte de a exact, ajunge. da, Păi de da. fapt, dacă imediat le fierbe, se pot și în faza când sunt bine înflorite. Da. Așa, deci acestea au fost trei plante care le avem la îndemână. Dar gândiți-vă că lichenul de piatră, sau poate îl găsiți sub denumirea de mușchi de mușchi piatră. Mușchi de piatră, uneori, da. Lichen islandicus, alteori scrie cetrarea islandica, nu-i nicio problemă, este una și aceeași plantă. Această plantă conține acizi amari, dintre care acidul cetraric, care stimulează pofta de mâncare. Această plantă are și un rol antibiotic. Gândiți-vă că noi am vorbit despre lichenul de piatră privind rolul antibiotic pe care îl are asupra virusilor și bacteriilor patogene de la nivelul aparatului respirator. Dar caracterul antibiotic se manifestă și asupra bacteriei Helicobacter de la nivelul tubului digestiv. Inhibă bacteria. Conține și niște polizaharide care ajută la armonizarea imunității, pentru că imunitatea este legată de microflora, de sănătatea microflorei intestinale, de acel echilibru dintre microorganismele bune și rele. Că niciodată nu vor fi numai microorganisme bune, vor fi și cele rele. Dar dacă numărul celor bune este mai mare, atunci cele rele stau liniștite și că se spune că dacă flora intestinală este fericită, și omul este fericit. Da, da. Și cred că am uitat o plantă, sau trebuie să o readucem în atenție, o plantă care, pe care iarăși o găsim foarte mult, dar o și folosim, coada șoricelului. Coada șoricelului, la fel, e planta pe care o cunoaștem cu toții, conține azulenă. Și știți că are o oră planetară la ora 10 dimineață? Dacă o culegem la ora 10 dimineață, are cea mai mare cantitate de camazulenă în decursul acelei zile, mă refer. Deci camazulina, ce credeți că rol are? Principalul rol este antispasmodic, adică calmează spasmele de orice natură de la nivelul întregului tub digestiv. Pentru că atunci când sunt dureri, când sunt probleme, sunt și spasme. Conține și antibiotice. Această plantă conține cineol, conține terpene, flavonoizi, coada șoricelului. Da, da, da. Și mai avem, cred că mai avem... Dar stați să vă spun ceva la coada șoricelului, dacă v-ați gândit dacă la ea. Dacă tot am adus-o în discuție, da? Așa. Deci, vedeți că atunci când recoltăm coada șoricelului, noi zicem herba. Noi nu zicem toată planta. Pentru că mulți oameni, cum planta e foarte floare, tare, da? Când ai luat-o, ea se smulge cu tot cu rădăcină. Ei, rădăcina conține tuionă. Nu e bună rădăcina să folosim în cantitate mare. Dacă folosim un pic, nu e mică și tuiona are aspect narcotic asupra sistemului nervos. De aceea, eu la cursurile cu terapia cu plante, eu le atrag atenția că herba înseamnă planta fără rădăcină. Dacă de obicei nu se mai întâmplă să rămână și rădăcina și tulpina. După cum poate. E și la hamei. La hamei, atenție, numai conurile femeiești, nu luăm și frunzele și ramurile, au aspect la fel narcotic. Cum le alegem? Cum, uite, apropo de hamei, cum alegem? Care știm că e conul femeiești și care e conul bărbătesc? Păi, florile femeiești fac conuri. Florile bărbătești nu fac conuri, sunt un fel de raceme care nu sunt conuri și noi știm că trebuie să recoltăm conurile. De ce punem într-un amestec de plante pentru stimularea digestiei, pentru stimularea poftei de mâncare, hamei? Pentru că are un aspect calmant asupra iritațiilor și în insomnii. Calmează anxietatea, stresul, depresia. Ori acestea trei, de cele mai multe ori, sunt cauzele celălalt segment, adică bulimia, pofta de mâncare exagerată. Dacă luăm hamei înainte de mâncare, ne va stimula pofta de mâncare. Dacă luăm hamei după mâncare, adică preparatul din hamei, da, vreau să zic, va stimula digestia. Elimină balonarea, flatulența,
Deci reglează digestia. Deci trebuie și să știm să folosim plantele, că ele sunt benefice, dar trebuie și să știm. Uite, de exemplu, dacă luăm hameiul înainte, ne crește pofta de mâncare, dacă îl luăm după mâncare, ne ajută la digestie, ne ajută să eliminăm. Așa, și mai trebuie să știm un lucru. Dacă luăm hamei, că sunt persoane care iau cantități mari de hamei tocmai din cauza insomniilor sau iritațiilor, nervozității exagerate. Nu se va lua în cantitate mare de către femeile tinere, poate mai în vârstă, dar care au cancer de colon sau mamar de tip estrogenic, deci cauzate de excesul de estrogen. Pentru că această plantă, consumată în cantități mari, are un efect asemenea estrogenilor. Și să spun două plante foarte importante, nu știu cât timp mai avem. Dacă mai avem un minut. No, să nu uităm de papaină, cea mai importantă enzimă proteolitică pentru digestia proteinelor din carne. Pe care o luăm din fructul papaya. Din fructul papaya, dar și pentru efectul imunomodulator. Și bromelaina, despre care am mai vorbit, tot un complex de enzimă proteolitice care o luăm din tulpini de ananas, dar de fapt toate componentele plantei conțin și care sinergizează cu enzimele proteolitice din corpul nostru. Deci aceste două ultime plante, papaina din papaya, carica papaya se numește planta din florile femeiești, fac fructele. Fructele conțin cele mai mari cantități, deși se află și în sevă, și în rădăcini, și în frunze. Și cu bromelaina, aceste două enzime ar fi poate obligatoriu persoanelor care mănâncă multă carne. Doamna Pop, timpul trece așa de repede. Sigur că sunt mult mai multe aspecte pe care le putem aduce în discuție și promiteți-ne că veți mai fi la noi în studio și vom mai vorbi despre sănătatea sistemului digestiv și despre rolul extraordinar al plantelor. Dragilor, așa cum spunea și doamna profesor și cum spun specialiștii, plantele sunt un dar divin, să le folosim, să le avem aproape, să avem doctorul naturii alături de noi, să-l lăsăm să intre în casă și ne va fi bine și nouă și celor din jurul nostru. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună în continuare și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare cu doctorul naturii și cu doamna profesor dr. Maria Pop. Seară bună!